Deci, sigur, problema aceasta a lui Dinamo, din punct de vedere al performanței sportive, eu o pot începe, o pot aborda din mai multe perspective. Să o iau pe cea care este cea mai simplă. Deci, un cineva, și aceștia sunt spanioli, și-au făcut socotelele lor, care sunt ale lor, nu sunt ale noastre. Așa. Noi comentăm pe margine, este treaba noastră, e libertatea de exprimare, nu avem nicio reținere. Și-au luat-o cu un gând să facă cel puțin din această echipă o echipă cum a fost, așa au declarat, și în ultimă instanță să fie, din punctul lor de vedere, cum sunt și alte echipe mari din Europa, poate de unde ei sunt influențați să creadă asta. Să facă chiar o afacere, adică să nu piardă și să își facă această joacă. Problema este, au venit la Dinamo într-un moment total nepotrivit, când Dinamo, dacă nu era cu reorganizarea competiției interne cu 16 echipe, în mod normal... Probabil că ar fi ajuns în... N-ar fi ajuns pentru că era pe antepenultimul loc, ar fi jucat barajul. Probabil că rămânea, dar foarte ciufulit în felul ei, da, că a scăpat. Putem să cădem de acord că a fost cel mai negru moment, cel puțin din ultimii 30 cel mai, de ani. Cel mai negru, și aici este și datorită protocoalelor care s-au utilizat în sport, care să nu omitem treaba, că pentru că un magazioner e covitat, stă echipa 14 zile și nu se antrenează. Între timp s-au mai schimbat lucrurile. S-au mai schimbat lucrurile, dar pe ei a terminat de atunci. A, bun, o problemă. Cum a ajuns, se știe, nu e nicio problemă. Au venit noi investitori cu gândurile declarate, cu tot ce s-a spus, care fac parte dintr-o altă analiză. De aceea ei au cerut să facă un audit, nu financiar doar, ci financiar, judiciar, juridic. Dacă vreți, dăm explicație și la asta. Eu nu mă având numai... Cât mai pe scurt. Așa, dar nu e cazul acum. Deci, ei și-au propus, într-un asemenea moment, să-și găsească jucători care doar ei știu precis cât i-a costat sau dacă i-a costat sau nu i-a costat, pe care să-i aducă și să reorganizeze un lot, care nu este nimic ultra spectaculos, dar eu am lucrat cu Lucescu și totdeauna voi face, chiar dacă l-au bătaie astăzi, cam zdravână de la Șactiu. Cam zdravână. Era de așteptat, n-avea cu ce juca, dar asta e altă discuție. Iată, Dinamo, neavând cu ce juca, ei au adus 14 jucători și am spus prea mulți, ținând seama de faptul că eu am construit alături de Mircea, sau Mircea m-a folosit și pe mine să construiască echipa Dinamo, care în 1990 era cea mai echipă din România, dar pe care ușor, ușor, cu 3-4 transferuri cel mult, la o sesiune din acestea transferuri, așa încât să poată să mențină elementul de omogenitate chiar redusă a unei echipe. O echipă nu este omogenă dacă nu are minim 7 jucători ținte precise în teren, puncte precise în teren. Cumva s-au bazat spaniolii ăștia pe ideea, domne, aducem jucători din Spania, jucători cu experiență în primele două ligi din Spania și vor face diferența fără să mai conteze că nu au această omogenitate despre care vorbiți dumneavoastră? S-au gândit poate la un proces mai rapid decât este de anticipat și au mers pe ideea că aducând jucători în vârstă toți, care sunt profesioniști, cum tot declară toată lumea, ei urgent, dacă se pun la punct cu pregătirea fizică și au gândire de profesionist și calități. Ați văzut, noi ne-am luat foc toți când Borja Vaie a dat un gol de la centrul terenului și pe urmă n-a mai dat. Și după aia n-a mai făcut nimic. Așa, ca idee. Mai nimic. Iată, poate că ei au fost furați de elementul acesta, acești jucători care au tehnicitate ridicată, care au, ce le lipsește lor ca să se angreneze cât mai repede într-o echipă. Din păcate, fotbalul fiind un joc colectiv și având pe lângă problema unor jucători ieșiți din formă cu și un alt ghinion enorm, că vine COVID-ul care îți mai scoate titulari și atunci trebuie să ai un lot mai numeros, bine pus la punct din punct de vedere al pregătirii, și în felul acesta să ai timpul necesar pentru a începe o omogenizare a echipei cu relații de joc, cu trasee, cu tot ceea ce trebuie. Ei au mers pe nume și pe toată chestiunea aceasta. Al treilea element, sau al doilea, care ar fi în ordinea pe care le tot spun,
jucătorii n-au venit toți într-o zi. N-au venit, au venit pe durata mai multor săptămâni. Pe durata vreo două luni chiar. Pentru că ultimul a venit acum 3-4 săptămâni, ca să fim foarte serioși. Și au venit cu grade de pregătire sau cu niveluri de pregătire diferențiate, pregătirea fizică. Ce știu eu și ce cred, e ok. Dacă glumesc acum, să știți că eu sunt cel mai bun atacant din România, pentru că eu știu unde să stau și cum să sar la cap, dar pot. Aici e problema, mai voi ajunge vreodată acolo? Nu. Ei sunt tehnici, știu cum să șutează, știu ce înseamnă cu riscul, cu tot ce trebuie, dar ajung în poziția respectivă. N-ajung, pentru că relațiile de joc nu sunt create. În acest context, cred eu că aici a fost un pic de grabă și am iar un element care pot să-l pun în comparație. Au ruinat, să spun așa, prea repede lotul pe care l-au găsit la Dinamo. Managementul spaniol. Managementul spaniol. Adică hai să spunem, cine ar fi putut fi păstrat? Păi deocamdată Popa văd că a dat două goluri sau trei, acolo unde s-a dus. Daniel Popa e în formă la Chindia, da. Și aici ce ar fi semnat dacă era din primii 18 sau 24 cu COVID, cu ăsta să fie jucător de bază care poate să stea și să joace. Necuțescu l-au dat, care cred că... Pe fondul acelei lipse de jucători și a tinereței lui... Nu, spuneam de Necuțescu pe fondul acelei petreceri la care a participat... Acest el a fost exclus de la echipă. Când își mai scriu marile glorii ale noastre memoriile, constatăm ce spune acum, apăra câte petreceri au fost. Și nu mai le știa nimeni sau așa. Atunci deci, nu erau rețele de socializare. Da, Necuțescu a mai și postat. În fine, asta e altă discuție. Bine, astea sunt greșelile lor. Că cel mai rău și îl face omul sie însuși când greșește. Și atunci cred că repede, dacă vreți, nici Stratun nu trebuia să fie mutat, n-avea de ce, cred eu, pentru că al doilea, al treilea portar putea fi oricând, că și la FCSB era devenit tot al doilea portar. Și stă în acea poziție. Da. Putea în să schimb, stea... Cosmin Contra și spaniolii au venit cu doi portari, unul din trei de 37 de ani. Au venit cu doi portari, dar nu strica, chiar dacă a venit cu doi, să îl țină și pe Straton. Că pun o întrebare, că e logică. Să scoală mâine, să sculadă dimineață unul dintre ăștia acum cu COVID. Cine era al doilea portar? Mitrovic de la Dinamo Under 19. Păi vedeți, un junior. Un junior, da. Deci nu era nicio problemă să întâmple. Dar se poate accidenta, dar poate lua cartul. E treaba lor cum au făcut și cum au gândit.